În comuna Udăștea a avut loc un eveniment deosebit. Comunitatea locală a sărbătorit-o pe udășteanca Viorica Hogaș la împlinirea vârstei de 107 ani. Primarul comunei Udești, Cristea Ostrovan, a felicitat-o personal, i-a oferit un coș cu flori și un tort. Cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Un cetățean al comunei Udești astăzi a împlinit o vârstă de 107 ani. Noi am bucurat foarte mult cu familia, am fost la ei, acasă, și față de anul trecut, când doamna mi-a spus că să o lăsăm să vorbim, anul ăsta am găsit o leacă mai, nu pot să spun că mai supărată, dar oricum se vede că anii au trecut, puterile s-au mai luat, dar oricum este o vârstă foarte frumoasă, 107 ani. Să trăiască toți cât mai mult. Să ajungă 100 de ani, să mergem să-i sărbătorim, atât eu, dacă nu altcineva. Dar cred că generațiile noastre vor trăi mai puțin, că nu văd eu că putem trăi cum au trăit strămoșii noștri. Noi astăzi avem o boală comună, stresul, care ne omoară pe toți. Chiar dacă nu a fost în cea mai bună formă, sărbătorita s-a bucurat sincer de gestul de apreciere și le-a mulțumit tuturor celor care s-au gândit la ea. Și vedeți și dumneavoastră să mergeți sănătate la familie și la copiii dumneavoastră, că v-ați deplasat până aici. Udășteanca Viorica Hogaș este cea mai longevivă persoană din județul Suceava.